Gigi Becali, 65 de ani, finanțatorul FCSB-ului, a reacționat după ce Victor Pițurcă, 67 de ani, a declarat că vrea să preia steaua alături de colegii din generația 86, care au câștigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla. CSA Steaua este în continuare finanțată de Ministerul Apărării Naționale, motiv pentru care nu are drept de promovare în prima ligă. Gigi Becali nu a părut impresionat de inițiativa lui Victor Pițurcă, dar a ținut totuși să facă precizări în privința subiectului Steaua. Nu mă interesează ce vrea să facă Victor Pițurcă. Dar parcă totuși aș vrea să-i văd eu pe ei că sunt 6-7 inși, nu e treaba mea ce vor face ei la echipă. Vor să conducă și să decidă pe banii altuia. Piți știe bine care e Steaua adevărată, că a fost și antrenor la ea sau nu a fost. Lăcătuș știe bine care e Steaua adevărată, că a fost și președinte la ea sau nu a fost. Să facă tată ce vor. Să aducă și banii lor de acasă dacă vor, dar să dea mai repede drumul la treabă.